Domnului Isus, dragi frați și surori, ne bucurăm și în această seară să fim împreună, ne bucurăm de această nouă ocazie pe care o avem ca să putem să ne întâlnim prin intermediul chiar a internetului, să fim împreună, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Sperăm că și în această seară tot ceea ce vom învăța, ceea ce vom face, vom gândi, vom spune, să fie după voia lui Dumnezeu și să fie pentru zidirea noastră, pentru întărirea noastră, să ne putem bucura împreună din minunatul plan al lui Dumnezeu, văzând ceea ce El a pregătit prin Domnul nostru Isus pentru noi. Aș dori să trecem la studiul nostru, dar nu înainte de a cânta o cântare. M-am gândit la cântarea numărul 8, iar după cântare, dacă fratele Nicolae Zoicaș ne poate conduce în rugăciune. Frate Nicolae, dacă se poate, da, bine, mulțumesc. Deci cântarea numărul 8 și apoi rugăciunea fratelui Nicolae Zoicaș. Vom începe cu ajutorul Tatălui adunarea noastră de studiu din această seară. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Cu adânc respect, Părintele Universului, Creatorul cel mare și plin de bunătate și iubire, fii binecuvântat numele Tău de Dumnezeu atotputernic și plin de iubire și de dreptate, înțelepciune și de putere, care depășesc pe a oricărei creaturi din univers, dar în special pentru noi care am căzut în groapa păcatului, ne salvează mult și definitiv iubirea ta cea mare, care ți-a arătat-o în scumpul tău fiu, că l-ai sculat din morți. L-ai sculat din morți și i-ai dat toată puterea în cer și pe pământ ca să ducă la îndeplinire planul tău de mântuire.
Îți mulțumim frumos de aceste ocazii minunate pe care le avem ca să ne întâlnim și să ne bucurăm din cuvântul tău, să ne întărim spiritual, să ne întărim în credință, deși timpurile îs tulburi, îs sunt totuși pline de speranță, având în vedere că Domnul Isus este întors a doua oară. Și El începe să strice casa celui rău cu propriile ei arme. Îți mulțumim frumos, Părinte Sfânt, de această bunătate și îndurare și te rugăm să ne ierți slăbiciunile și neputințele noastre și să ne curățești prin scump sângele Domnului nostru Isus Hristos, în a cărei onoare îți mulțumim și te rugăm să binecuvântezi pe adunarea noastră din această seară. Amin. Amin. Mulțumim, frate Nicolae. Aș avea din nou rugămintea să avem grijă la microfoane, să nu se pornească accidental, că se produce deranj, să fim atenți cât putem la ele. Cu ajutorul Domnului și prin călăuzirea Spiritului Său, aș dori să trecem la studiul nostru, care continuă, pentru cei care doresc să urmărească amintirea morții Domnului, pagina 150, la subtitlul Multe ilustrații ale unității noastre. Deci, încă o dată, pagina 120 din amintirea morții Domnului, subtitlul Multe ilustrații ale unității noastre. Voi da citire la câteva pasaje de aici, și apoi cu ajutorul Domnului și cu sprijinul vostru, cu contribuția voastră a fiecăruia, vom încerca să avem o părtășie împreună din cuvânt, astfel încât să fim fiecare mai mult și mai mult edificați de cuvântul lui Dumnezeu. Este remarcabil cât de deplin a acoperit Domnul toată gama de ilustrații când a decis unitatea care există între el și urmașii săi consacrați. El ne dă o ilustrație din regnul mineral, spunând că noi suntem pietre vii zidite împreună pe el ca temelie și piatra din vârf pentru a fi templul Dumnezeului nostru. Din regnul animal, Domnul nostru a scos ilustrația ale acestei unități, asemănându-se pe sine cu păstorul cel bun și pe adevărații săi urmași, cu oi sub îngrijirea sa, una cu el în părtășie. Din regnul vegetal, el a scos ilustrații din această lecție. Eu sunt vița, iar adevărații mei ucenici sunt mlădițele. Din legătura de familie, el a scos o ilustrație a adevăratului soț și adevăratei soții și a unirilor complete de inimă și de orice interes. Din familie am scos o ilustrație reprezentând pe Creatorul ca tatăl, pe el însuși ca fiul mai mare și pe toți urmașii săi ca frați. Din corpul uman avem încă o ilustrație. Iisus însuși fiind capul bisericii care este corpul său, căci așa cum declară apostolul, noi suntem membri în parte ai corpului lui Hristos. În măsura în care credința noastră poate cuprinde aceste declarații, în măsura în care putem înțelege adevărul lor, în aceeași măsură putem avea credință puternică și încredere că cel care a început lucrul bun în noi este capabil și dispus să-l ducă la bun sfârșit. Oricine cu o inimă credincioasă, supusă, poate exercita credință, primește astfel putere și har pentru orice timp de nevoi. Pentru fiecare oră de încercare, pentru fiecare dificultate și nedumerire și pentru fiecare afacere a vieții, elementul care va da echilibru și ne va ajuta să ne folosim de toate experiențele vieții, atât amare cât și plăcute. Declarația Domnului nostru, că unde doi sau trei ucenici ai săi sunt adunați în numele său, ei formează o biserică sau corp al lui Hristos, iar el, ca și cap, este cu ei pentru binecuvântarea lor, în măsura în care inimile lor îi sunt loiale lui și caută îndrumarea lui, ne face să tragem de asemenea concluzia că oriunde sunt doi sau trei dintre membrii săi, avem o reprezentare a viței și ei pot avea toate binecuvântările mlădițelor și toate privilegiile de a aduce roadă. Foarte evident, însă, Domnul nostru n-a vrut să înțelegem că în fiecare grup mic al celor care se numesc cu numele lui Hristos va fi o atât de amănunțită purificare, atât de amănunțită ardere, încât numai mlădițele adevărate vor rămâne.
Aluzia sa este că El lucrează cu noi în mod individual, precum și colectiv. Și dacă noi vrem să ne menținem relația personală cu El, aceasta trebuie să fie prin primirea sevei din viță, primirea Spiritului Sfânt ca unul din rezultatele unirii și părtășiei cu El. În măsura în care primim Spiritul Sfânt în inimi bune și oneste, rezultatul va fi o tendință de a aduce roade. Dar ilustrația pe care o dă Domnul nostru învață că unii pot deveni mlădiți adevărate în viță și totuși să neglijeze și să nu aibă dispoziția de a produce roade. Uneori o mlădiță sănătoasă, puternică, se dezvoltă dintr-un butuc bun și o rădăcină bună, dar nu are calități de producere a roadei. Viticultorul, cu un ochi încercat, face deosebire între mugurii care vor produce ciorchini de struguri și mugurii care vor avea numai frunze. Cei care nu au muguri de fruct sunt cunoscuți ca sterbi, pentru că ei numai sug sucurile viței și nu aduc nicio roadă așa cum cere viticultorul. Acestea sunt curățate, sunt tăiate, așa încât puterea viței să nu fie risipită numai în asemenea splendoare exterioară, ci să fie păstrată pentru scopul ei de a produce roadă. În mod evident, o clasă din aceea care se declară adevărat se aseamănă cu aceste mlădițe sterpe, care în mod egoist își atrag cât este posibil de mult din dreptatea viței și fac o frumoasă impresie exterioară în lume, cu frunze sau declarații, dar nu se gândesc deloc să producă roada pe care o cere Domnul și care poate fi produsă numai prin sacrificiu. Ne oprim aici. Iată, vedem în acest subtitlu multe ilustrații ale unității noastre. Și pe lângă, după cum știți, noi am citit data trecută textul din Ioan capitolul 15, unde Domnul Iisus le vorbea ucenicilor și noi am văzut însemnătatea în acestor cuvinte. Le vorbea despre vița adevărată și roadele ei, faptul că El este vița, faptul că oricine dorește să fie mlădițe în acest butuc sau în această viță, trebuie să aducă roadă și așa mai departe. Iată, și de data aceasta, vedem aici în acest subtitlu multe ilustrații ale unității noastre, pe lângă aceasta și alte exemple pe care Domnul Iisus le-a dat în ceea ce privește acest aspect al unității noastre. Haideți, văzând toate aceste lucruri, să încercăm să răspundem la următoarea întrebare. Ce înseamnă această unitate, așa cum este ea prezentată de Domnul nostru Isus? Și este exemplificată prin toate aceste cuvinte, prin viță, prin păstor și oi, prin pietre vii în templu și așa mai departe. Ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă această unitate? Care sunt aspectele acestei unități? Da, vă rog, care doriți să începeți? Da, sora Domnica, te ascultăm. Pacea Domnului tuturor fraților și surorilor. Pace. Deci când vorbim de unitate între Domnul nostru și credincioșii săi consacrați, desigur că este o unitate indestructibilă, este o unitate de voință, de scop și acțiune. Voința credincioșilor este subordonată complet Domnului Isus, așa cum a Domnului a fost subordonată complet și față de Tatăl Ceresc, Tatăl Său și Tatăl nostru. Sigur că studiul nostru face referire la diferite această unitate, ca să o înțelegem noi mai bine, cu cât de unită de perfect între credincioși și Domnul nostru și între Domnul și Tatăl Ceresc.
la diferite lucruri. Deci, din regnul mineral, spunând că acești credincioși sunt pietre vii. Vorbim adeseori despre pietrele zidite în templu, care trebuie să fie șlefuite, finisate pentru a potrivi în clădirea Bisericii lui Hristos. Vorbim adeseori despre piramidă, care este asemănată biserica cu o piramidă și piatra din capul unghiului este însuși Domnul nostru. Și în același timp este și temelia. Un lucru foarte important, foarte interesant, că e și temelie și este și piatra din vârful unghiului, care știm noi mai multe, a fost lepădată de zidar și așa mai departe. De regnul animal, Domnul face o referire la păstorul cel bun. El este păstorul și oile sale îl urmează, îi cunosc glasul. Și calcă numai pe și merg numai pe urmele lui. Apoi din regnul vegetal, exemplu cu vița despre care noi vorbim. Și am început în acest capitol cu vița adevărată și roadele ei. Apoi face referire de unitatea ce există în familie, între soț și soție. Vorbim adesea despre mireasă și soția sa, despre mielul și soția sa, despre mirele și mireasa sa, despre nunta mielului și a soției sale. Și tot din familie, fiul cel mare și toți urmașii săi care sunt frați, așa cum știm și în Romani 8 cu 17, și că dacă sunteți fii, veți fi și moștenitori ale Dumnezeu. Dacă sunteți fii cu adevărat ale Dumnezeu, veți fi și moștenitori ale Dumnezeu. Și comoștenitor cu Domnul nostru. Apoi din corpul uman, Domnul este capul bisericii, iar ceilalți sunt membri, ceilalți credincioși care formează biserica lui Hristos, membri în partea corpului. Mulțumesc, acum eu am pătrundat pe scurt, poate am cuprins, dar sper că fiecare poate comenta pe la fiecare acestă unitate în parte, dacă este cazul. Mulțumesc, mă scuzați dacă am fost prea lung în. Da, mulțumim, sora Domnica. Deci, iată, da, am văzut câteva din aceste exemplificări sau exemple care le folosește Domnul Isus, cred că cu un scop foarte precis, sau pe înțelesul tuturor. Deci, el vedem că nu vorbește unor oameni simpli cu cuvinte foarte elevate, pentru că nu ar fi fost de folos. Dar să ne axăm pe care este însemnătatea sau ce a intenționat Domnul să învețe prin aceste exemple ale unității și care sunt beneficiile noastre în această unitate. Da, frate Nicolae, te rog. Da, așa cum o zice sora de la Negrești, unitatea constă în faptul că între membrii bisericii care apostolul îi numește ca fiind trupul lui Hristos, 1 Corinteni, capitolul 12, și de la versetul 12, el descrie pe larg aici că după cum membrele unui corp uman, toate lucrează armonios unele cu altele, în vederea unui scop. Și biserica este una. În scopul acela, urmăresc același scop pe care îl urmărește Tatăl Ceresc și Domnul Iisus, acela de a se aduce pe ei în armonie cu dreptatea divină, cu iubirea divină și a ajuta, dacă împrejurările îi vor permite, să ridice neamul omenesc și chiar în prezent ei să facă un serviciu pentru rasa umană atâta cât le permit puterile, dar mai ales în viitor, când vor avea puteri perfecte, acest scop divin de a uni toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ, în Hristos.
Asta e scopul final, adică în Hristos înseamnă și biserica, că biserica e corpul lui Hristos. Mulțumesc! Da, mulțumim! Sora Maria Chioran, te rog! Mulțumesc frumos, frate și Daniel! Am mana din 20 iulie, dacă te rog frumos, n-ai putea să o citești tu, că tu și cel mai bine și vezi mai bine. 20 iulie, mana de zi, da? Da. Acum. Mulțumesc frumos că mă ajut. Da, cu drag. 20 iulie. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul și pe orice mlădiță care aduce roadă o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ioan 15, 1 cu 2. Explicația ne spune. Precum și cele mai bune mlădițe din vie, care dau dovadă de rodire, au nevoie de a fi retezate, tot astfel și cel mai onest și serios membru din poporul Domnului are nevoie de disciplina Domnului și de grija sa providențială. Altfel, curând devine lemnos și nu produce multă roadă. Copilul adevărat al lui Dumnezeu, a cărui voință s-a scufundat cu totul în voința Domnului, nici nu se supără, nici nu se descurajează de aceste curățări. El a învățat câte ceva despre lipsa ta de înțelepciune și are de plină încredere în înțelepciunea marelui viticultor. Prin urmare, dacă providența divină pune piedică stăruințelor sale în unele direcții, el primește bucuros această stânjenire a planurilor sale, fiind asigurat că voința și calea Domnului sunt cele mai bune și că sunt intenționate să producă binecuvântare. Da. Mulțumim, sora. Mulțumesc frumos, frate. Da, mulțumim și tare mult. Da, mulțumim și noi. Această mană este bună, dar vom vedea dacă cu ajutorul Domnului reușim să ajungem până acolo unde va fi acest subiect tratat, și anume ce înseamnă aceste curățări. Chiar această mană va potrivi foarte bine acolo. Ce înseamnă aceste curățări pentru mlădițele care vor să aducă roadă? Da, sora Năstafă, te rog. Da, tare frumos s-a spus, dar ce aș mai sublinia din ce s-a citit, că toate astea ne dă niște lecții. Pietrele au rolul lor și sunt oamenii trebuie șlefuite, trebuie lucrate, trebuie cioplite ca să devină construcție. Vița la fel trebuie tăiată, deci trebuie să ne așteptăm să fim supuși, deschiși experiențelor care Tatăl le permite asupra noastră și să încercăm să învățăm voința Lui ce dorește de la noi și să fim mulțumiți cu conducerea Lui. Fie că-s plăcute, să nu sărim gardul, fie că-s amare, să ne păstrăm calmul și încrederea în Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim, așa este. Dar desigur că aceasta va fi un rod, ceea ce spunea sora Năstafă și amintea, un rod sau un beneficiu al unității noastre în viță, a fi o oaie sau orice alt exemplu l-am dat. Da, este foarte adevărat lucrul acesta. Frate Ioan Cotan, te ascultăm. Da, mulțumesc. Da, aici învățăm despre unitatea noastră cu Domnul, o unitate indispensabilă. Noi nu putem să devenim lădiță fără El, care este prețul nostru de răscumpărare. N-am putea să continuăm ca mlădițe, dacă, așa cum ne învață în lecție aici în Ioan 15, dacă nu rămânem în El. Dacă rămânem în El, putem să aducem mult rod. Despărțit de mine, spune Domnul, nu puteți face nimic. Deci, este o unitate foarte benefică pentru noi. Practic, noi n-am putea să să continuăm să fim Fiul Dumnezeu fără Domnul. Deci, și aminte în 1 Corinteni 3, zice că, acolo ne spune că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și dacă clădește cineva pe această temelie și așa mai departe, deci nu putem clădi decât pe temelie.
fără temelie, noi nu am putea să continuăm. Și ne aducem aminte că s-au întâmplat cazuri în care au renunțat la temelie. Deci învățăm în Cuvântul Dumnezeu ne învață. Și aceștia au fost scoși afară, așa cum de fapt și aici ne spune că ori în versetul 6, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare. Și se usucă până mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arde. Deci vedem că este o unitate indispensabilă pentru noi. Fără această unitate cu Domnul, noi n-am putea să, nu putem nici să ajungem aici, dar nici să continuăm mai departe, să rămânem fiul lui Dumnezeu, să alergăm pentru a obține premiul. Atât. Da, mulțumim. Cred că lecția importantă sau esențială, așa cum amintea fratele Ioan, este aceasta, dependența noastră de Hristos, dependența noastră de El. Fără aceasta nu putem, bine cred că sublinia fratele, nici ajunge aici și nici rămâne în această stare de a fi, de exemplu, studiul nostru, de a fi coardă, de a fi mlădiță în această viță. Deci iată atunci, sigur că această unitate sau această dependență de El este esențială. Da, sora Maria Sandu, te ascultăm. Mulțumesc frumos, frate Dan. În paragraful din mijloc, la 151, spune că Domnul nostru Iisus Hristos declară că unde doi sau trei ucenici ai Săi sunt adunați în numele Său, ei formează o biserică sau corpul lui Hristos, un corp al lui Hristos, iar El, ca și cap, este cu ei pentru binecuvântarea lor în măsura în care inimile lor îi sunt loiale lui și caută îndrumarea lui. Mă opresc acum cu cititul de acolo și în Efeseni 4, versetele 15 și 16, 15. Ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci în Domnul ne zidim noi în dragoste și avem o mană foarte frumoasă din 23 august din Cântări în noapte. 22 august, scuzați-mă. Să creștem în Hristos, din El, nu mai citesc versetul că l-am citit mai înainte, nu mai textul. Gândul apostolului pare a fi că în timp ce fiecare nouă creatură poate fi considerată ca un membru complet al lui Hristos și că are toate părțile caracterului Său unse în întregime cu spiritul iubirii, pe lângă aceasta, toate noile creaturi trebuie să se recunoască drept membre unii altora și ale corpului lui Hristos, biserica, și trebuie să practice unul față de altul în diferitele lor eforturi spre cooperare, în ascultare de voința Domnului, deci nu de voința noastră, asemenea iubire, asemenea ungere, asemenea lubrifiere. Lubrifiere înseamnă cam același lucru cu ungere, care să prevină frecarea și să facă în stare ca întregul corp al lui Hristos să coopereze spre propria sa zidire în haruri, precum și pentru completarea sa în număr. Iată că fără iubire, fără ungere, fără acest Spirit Sfânt pe care îl avem, nu putem să creștem nici în haruri și nici în număr. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Maria! Da, așa este. Frate Pătru? Pacea Domnului, dragi frați și surori, eu mă gândesc aici la unitatea aceasta, vedem că Domnul chiar aici cu vița vine cu o poruncă nouă. Și interesant,
versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și în rugăciune în Ioan vine foarte interesant aici la această unitate. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca lumea și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Iată că ce ne-o dat, ce-o făcut, ce arată. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Iată că e o interesantă lucrare și Domnul chiar și în rugăciune pentru unitatea aceasta a celor care l-au primit în inimă. Vă mulțumesc! Da, mulțumim! Da, avem această declarație a Domnului Iisus. Eu și Tatăl una suntem. Declarație care de multe ori poate este înțeleasă greșit, dar vedem în această privință a unității ce vrea ea să spună. Adică una suntem, adică avem aceleași scopuri, aceleași simțăminte, aceleași, suntem mânați de aceleași imbolduri. Iată, urmărim același scop și așa mai departe. Iată că privilegiul minunat a celor care vin în această viță, în această camlădițe, este acesta de a fi una, nu unul, atenție, una în unitatea aceasta, iată, cu Tatăl și, desigur, cu Fiul Său. Iată, acesta este mare, mare lucru și am văzut frații sau silit fiecare și surorile să exemplifice în ce constă această unitate și care sunt beneficiile acestei unități. Dacă cineva mai vrea să adauge la acest aspect al unității ceva, vă rog. Dacă nu, haideți să mergem puțin mai departe, dar nu voi citi, ci vom încerca să vedem un alt aspect care este arătat în ultima parte a paragrafului 2 și în al treilea paragraf citit, și anume ce trebuie să facem noi sau ce trebuie să facă mlădițele în această viță. Ce trebuie, hai să pun altfel întrebarea, ce trebuie să facem noi în calitate de mlădițe în această viță? Am vorbit despre unitate. Am văzut că Dumnezeu a făcut această mare lucrare prin Fiul Său. Iată, El așa se prezintă, eu sunt vița, voi mlădițele și așa mai departe. Dar acum să trecem la cealaltă latură a chestiunii. Ce trebuie să facem noi sau oricine vrea și dorește să fie o mlădiță în această viță. Ce trebuie să facă? Are ceva de făcut sau pur și simplu aderă la această viță și rămâne acolo? Da, frate Nicolae Zoicaș, te rog. Da, aici spune că noi nu trebuie să facem doar demonstrații exterioare, care pot fi frunzele viței, ci să producem într-adevăr struguri. Asta vreau să zic aici. Mulțumesc. Adică, cu alte cuvinte, a produce roadă, pentru că și noi, așa e că de la vița de vie, de ce o îngrijim, de ce o tăiem, de ce o stropim, de ce o săpăm, de ce îi punem îngrășământ și așa mai departe, de la vița naturală, așteptăm roadă, tot așa, iată, și Tatăl Ceresc, viticultorul așteaptă roadă. Da. Altcineva? Sora Anuță Coman, te rog. Pașa Domnului, fraților,
Pace. Să mai adaug pe lângă ce a spus fratele, că marele viticultor cunoaște fiecare mlădiță care aduce rod și care n-aduce. Și pe parcursul vieții, dacă n-aduce rod, el ne taie și ne scoate afară. Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Anuța. Da? Altcineva, dacă aici mai dorește să da, sora Năstafă, te rog. Mă mai gândesc la cuvintele Apostolului Ioan sau Domnul în epistolă, zice, copilașilor, să nu iubiți cu vorba. Cu vorba putem cunoaște adevărul, cu vorba să ne fie drag adevărul și să arătăm ca niște frunze frumoase, pline de viață, dar doar frunze. A face rod înseamnă a sta la dispoziția Domnului și dacă e nevoie chiar a ne sacrifica unii pentru alții, a trece la acțiune, a iubi, a trece cu vederea, a fi umiliți, a acționa dacă e nevoie de ajutor, de rugăciune și așa mai departe. Toate astea sunt rode. Dacă numai cu vorba o facem, atunci pe Tatăl nu luăm înșela niciunul. Mulțumesc! Da, cred că e foarte frumos exemplificat de către autor, chiar în ultima parte aici în textul citat. În mod evident, zice, recitesc un pic aici, în mod evident o clasă din aceea care se declară adevărat se aseamănă cu aceste mlădițe sterpe, care în mod egoist își atrag cât este posibil de mult din dreptatea viței și fac o frumoasă impresie exterioară în lume. Atenție, cu frunze sau declarații, dar nu se gândesc deloc să producă roada pe care o cere Domnul și care poate fi produsă numai prin sacrificiu. Da, frate Ioan Cotan, te ascultăm. Da, acea parte nu știu, mie mi se pare că n-ar fi consacrat. Dar aici, în prima parte, învățăm că, de fapt, Domnul ne învață că unii pot deveni mlădițe adevărate în viță și totuși să neglijeze și să nu aibă dispoziția de a produce roadă. Pentru că mai sus spune, așa, în măsura în care permit Spiritul Sfânt în inimi bune și oneste, rezultatul va fi o tendință de a duce roada. Deci important este să avem inimi bune și oneste, să fim onești, să fim loiali. Sigur, învățăm că majoritatea consacraților nu aduc roade. De aceea, parcă în primul verset acolo zice că orice mlădiță care nu aduce roade, el o taie. Și această tăiere s-ar părea că ar însemna pierderea ungerii. În ce momente că suntem unși pentru a fi reși preoți de probă întâi. Dar ei nu-și pierd și conceperea. Dar motivul este că nu aduc rod care să ajungă la coace. Da, deci important este să avem inimi bune și oneste. Atunci, asta înseamnă, cum spune aici, că vom avea tendința de a aduce, de a produce roade. Atât. Da, mulțumim. Dar dacă altcineva mai dorește aici să adauge ceva, cred că trebuie să facem diferența clară între tăiere. Poate că unele traduceri un pic ne încurcă dacă nu suntem foarte atenți. Între tăiere și curățare aici, cred că sunt două lucruri diferite. Da, frate Morariu, te ascultam. Da, vă mulțumesc, multe pace, fraților. Pace. Păi, hai să ne înțelegem, fraților. Trebuie să ne dăm seama că roadele nu le găsim nicăieri în altă parte decât în Scripturi. Și noi urmărim îndeaproape fiecare lucru din Scriptură și ne dăm seama care este productiv și zidește și totdeauna ne uităm și la cealaltă latură care încearcă să dărâme și care nu este productivă. Acum, eu nu voi face o aluzie la
lucrurile altora, ci mă voi gândi personal. Dacă eu am înțeles cum trebuie să fie roada care se facă parte din viță. Pentru că vița produce un element foarte adevărat și curat, desăvârșit, bun, plăcut. Iar eu sunt chemat să mă îmbrac cu această roadă. Și câteva calități care trebuie să ne justifice atât pe mine cât pe oricare dintre noi, dacă dorim, bineînțeles. Zice așa, Apostolul Petru vorbește despre o calitate de roadă, nu în întregime, dar o parte din ea. De aceea, dacă suntem lădiță, în viță, zic eu conform Scripturii din Ioan 15, atunci trebuie, dați-vă și voi toate, să citesc așa cum este scris, de aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința. Și spunea o soră un pic mai înainte că copilașul să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul, din Ioan capitolul 3, versetul 18. Și continuăm cu cunoștința, înfrânarea. Cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia. Calități de care dacă noi suntem lipsiți, înseamnă că nu suntem în viță și nu ne alimentăm din acel resort bun, plăcut și desăvârșit ce vine de la Dumnezeu Tatăl nostru, cum zice Iacob, capitolul 1, versetul 17. Cu evlavia, dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Dacă vi se împară acestea calități care rezultă din vițe care Domnul Iisus le-a manifestat și le-a dovedit în calitatea lui de om față de semenii lui, față de noi toți la un loc, și a procedat într-un mod categoric ca să facă nu voia lui și voia celui ce l-a trimis, atunci ferice de noi dacă purtăm cu adevărat această binecuvântată stare de har de care noi ne bucurăm. Și atunci acestea sunt niște calități care trebuie să fie o justificare în felul în care noi vorbim, trăim și înfăptuim față de cei care ne înconjoară și care nu dau nimic pe ceea ce noi am înțeles sau înțelegem din Scriptură. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, în ele, nu vă vor lăsa să fiți nici leniști, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Și n-aș merge mai departe, pentru că mai departe vorbim despre unul care de fapt a uitat și atunci, bineînțeles, că intră cealaltă extremă negativă, dacă n-aduce roadă, el o taie, nu eu, și o pune la locul unde se potrivește. Dar toate la vremea lor, vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu. Da. Deci, iată, da, am văzut câteva aspecte a ceea ce înseamnă sau care este responsabilitatea, iată, mlădițelor care sunt în această viță și cred că foarte bune textele au fost, mai ales și acestea la urmă aduse de fratele Morariu, care ne arată clar de unde vin toate lucrurile, prin cine și care sau ce este folosul nostru ca și mlădițe în această vie. Haideți să mergem puțin mai departe, că subiectul continuă tot cam în aceeași idee și vom vedea în continuare referiri la această curățare. Scopul curățării este următorul subtitlu. Pe lângă mlădițele sterpe, despre care, iată, s-a amintit până aici, sunt unele care, deși au muguri de fruct, nu ar aduce niciodată rodul la o dezvoltare bună, la coacere, dacă ar fi lăsate să-și urmeze cursul lor și să se dezvolte numai ca mlădițe. Și de aceea, viticultorul înțelept, observând mugurul, este mulțumit de el și scurtează lăstarul viței care depășește mugurul. Nu pentru a-i dăuna mlădiței, ci pentru a o face mai roditoare. Așa este și cu noi care nu numai că ne-am unit cu Domnul prin credință și consacrare și am fost acceptați ca mlădițe, ci ca mlădițe dorim să producem roadă bună, ceea ce Domnul caută în noi. Avem nevoie de grija viticultorului ca să putem aduce roada cea multă, așa încât roada pe care o producem să fie
mult spre plăcerea lui. Roadă mare, roadă bogată, roadă bună, roadă valoroasă. Metodele curățării Domnului trebuie să fie înțelese de către toate mlădițele, altfel ele pot fi descurajate și se pot veșteji și pot să n-aducă roada cuvenită. S-ar părea că marele viticultor curăță mlădițele Hristosului, uneori luându-le bogăția sau proprietatea pământească, sau uneori împiedicându-le proiectele și planurile îndrăgite. Uneori el ne curăță permițând persecuții și pierderea renumelui și faimei, iar uneori el ne curăță permițând pierderea prietenilor pământești, către care cârceii inimilor noastre se întind prea puternic și care ne-ar împiedica de la aducerea rodului cel mult pe care el îl dorește. Uneori el poate permite să ne mâhnească boala cu una dintre aceste curățări, după cum a declarat profetul. Până când n-am fost adânc mâhnit, rătăceam. Psalmul 119:67. Mulți alții din poporul drag al Domnului au găsit unele dintre cele mai valoroase lecții pe patul suferinței. Unii ne-au scris cum au fost prea ocupați, prea mult absorbiți de lucrurile și interesele pământești, care li s-au părut că le cer imperios atenția, așa încât n-au avut timp potrivit să acorde pentru studiul planului divin al veacurilor și pentru cultivarea propriilor lor inimi și pentru producerea roadelor spiritului. Și cum Domnul, prin marea sa milă, i-a pus deoparte pentru o perioadă și le-a dat ocaziile de care au avut nevoie pentru gândire și pentru dezvoltarea creștină, pentru creșterea în cunoștință, pentru că ei să poată avea creștere în har. Deci departe ca adevăratele mlădițe să considere aceste curățiri ale viticultorului ca lezări și răniri, ei trebuie să tragă concluzia că în conformitate cu promisiunile bune ale cuvântului, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe el, al mlădițelor cu adevărat producătoare de roadă din vița adevărată. Aceste curățiri, în loc să producă descurajări, trebuie să fie pentru noi, dacă sunt bine înțelese, surse de încurajare. Noi înțelegem că lumea este lăsată în voia ei, că via pământului nu are curățări speciale din partea Domnului. Și că atunci când noi avem aceste curățări speciale, este un semn că Tatăl însuși ne iubește și că se îngrijește de cele mai bune interese ale noastre. Mă opresc aici și haideți să vedem care este scopul, iată, am văzut aici, care este scopul curățării noastre ca mlădițe în viță și cum se realizează această curățare. Care este scopul acestei curățări și cum se realizează ea? Cred că este important să observăm și să avem răspuns fiecare personal, că am învățat, că așa am învățat, că aceste mlădițe, deci este o chestiune de individualitate pentru fiecare ca să producă roadă, și atunci cred că este important să răspundem clar pentru fiecare dintre noi la această întrebare: care este scopul curățării și cum se realizează ea? Pentru că dacă nu vom înțelege aceste lucruri, poate nu vom fi de cele mai multe ori sau întotdeauna gata să primim aceste curățări și să le înțelegem pe deplin. Poate, așa cum spune autorul, le vom lua ca și niște lezări, ca și niște lucruri care ni se întâmplă și nu ne plac. Și atunci cred că este important să răspundem și să avem bine fixat în minte ce înseamnă aceste curățări și care este scopul lor. Da, sora Anuță Coman, te rog. A, să intervenim din nou. Am lucrat la vie cu... Așa a fost ocazia în viață. Tot așa ne învăța mari viticultori, ingineri, că deși e lemnul tine frumos, trebuie tăiat înapoi, scurtat, ca pe a, să iasă altul mai bun, mai sănătos. Și tot așa și
încercările, probile, bolile, suferințele, ne taie ca să luăm hotărâri mai sănătos, să nu îmbătrânim fără rod. Și eu cred că asta e o lucrare mare care o face Tatăl cu tăți credincioși, ca să poată aduce noi hotărâri, noi pornim în viață, să vadă că drumul poate nu a fost chiar potrivit în toate locurile. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, sora Anuță. Frate Ioan, te ascultăm. Da, mulțumesc. Cred că o aminti, sora. Scopul curățării este pentru a produce roadă. Dar pentru a produce roadă avem nevoie de anumite experiențe în viața noastră. Nu toți vom avea același experiențe, dar pentru a produce roadă vom avea nevoie de experiență. Spune Apostol Pavel că necazul aduce răbdare. Deci pentru a dezvolta răbdare avem nevoie de necaz. Și alte experiențe ca să dezvoltăm rolele spirituale. Fără experiență n-am putea să ne dezvoltăm, să ne debarasăm de lucrurile, anumite lucruri pământești care pot fi piedici pentru a ne realiza scopul. Și Pavel spune că dar la o parte orice piedică și păcatul care ne fășoară așa de lezne. Da, deci scopul curățării este pentru a produce roadă, dar pentru a produce roadă avem nevoie de experiență. Și Tatăl ne le dă la fiecare. Deci avem nevoie pentru încercare. Da, mulțumim, frate Ioan. Altcineva aici, dacă dorește, da, frate Nicolae? Da, așa cum am amintit și fratele și frații, înseamnă dezvoltarea caracterului, până la urmă. Dintr-un caracter decăzut și depravat, să ajungem un caracter nobil, în asemănare cu Domnul Iisus. Singur nu putem face. Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Fără seva din vie, din viță, adică din viță, din fără spiritul iubirii Domnului, nu putem dezvolta spiritul iubirii. Mulțumesc! Da, mulțumim! Sora Anastasia? Mă mai gândesc la două aspecte din Scriptură care aparțin comportării tatălui față de mlădiță și anume. Sigur, aici poate că ar fa referire la o clasă anume, dar modul tatălui e cam așa cum scrie în Scriptură. Dacă pe această temelie, în Hristos, adică, cineva zădește lemn, fân, trestie, adică lucruri, scopuri pământești, ambiții pământești, toate astea ori arde. Sau fecioarele înțelepte și neînțelepte, păcând între ușa închisă. Mereți pe piață și câștigați-vă ce n-ați putut să câștigați când ați fost pe probă, cum s-ar zice. Sunt niște lucruri, dar e o bază, că ai zis, frate Daniel, înainte, să facem deosebire între tăiere și scurtare, sau așa, cum o face... Sau curățare, da. Curățare, da. E adevărat că e, dar în versetul 2 din Ioan 15, zice, dacă roadele care sunt în mine și nu aduce rod, o tau. Versetul 6 zice, care nu rămâne în mine, o taie, se uscă și o aruncă pe foc. Și dacă suntem atenți, vom vedea o diferență că s-ar referi la o clasă anume, care rămân în Hristos, îi drag Hristos, nu se desparte de Tatăl, dar nu aduce rodul care e cerut de Marele Vier. Mulțumesc! Da, așa este, sora Anastasia. Nu cred că vom mai ajunge la pagina 157. Este un subtitlu, mlădițele veștejite sunt arse. Și acolo, ceea ce sora Anastasia amintea, acolo se face referire, într-adevăr, la acel lucru. Dar haideți să revenim. Frate Ioan Berș, te rog. Da, mulțumesc, aude? Da, da. Vreau să mă duc și eu la Apostolul Petru să vedem ce ne mai spune cu această curățare. Din capitolul 1, chiar de la versetul 22, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele voastre prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu o căldură unii pe alții din toată inima.
S-o mai spus cum să ne iubim cu căldură de sora. Fiind că ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Dar zic încă un verset 25, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. O învățătură de mană ne spune că am auzit și da, într-adevăr, că se cere experiență, că până experiență ne curățăm. Dar mai trebuie încă ceva, în 2 septembrie ni se spune că cunoștința trebuie foarte mult apreciată în biserică și privită ca o dovadă a înaintării, a creșterii, căci nimeni nu poate deveni tare în Domnul și în puterea tăriei Lui, în har, în cunoștință, dacă nu crește în cunoștință. În mod cuvenit, pune mare preț pe aceea căror iubire față de Domnul și față de adevăr s-a dovedit prin zelul lor în studierea adevărului și a cuvântului său și a căror stare de grație înaintea lui Dumnezeu se adeverește prin faptul că tot mai mult sunt călăuziți în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În Corinteni, capitolul 2, acolo ne spune mai multe despre acestea, nu vin acum. Cu toate acestea, după cum în familia pământească iubim și îngrijim pe copilași, pe cei nedezvoltați, tot așa și în casa credinței trebuie să îngrijim, să iubim, să ajutăm pe cei micuți, pe cei nedezvoltați, ca să se poată întări și ei în Domnul și în puterea tăriei lor, să crească în har, în cunoștință. Că lui Petru i-a spus, când l-a întrebat dacă îl iubește, da, te iubești, Doamne, paște melușăii, oițele și oile și mai încape. Mulțumesc! Da, mulțumim! Mulțumim, frate Ion. Frate Liviu? Mulțumesc! Tot în același paragraf, la finalul lui, două idei foarte interesante aici. Metodele curățirii, spunea autorul, trebuie să le cunosc din partea Domnului fiecare mlădiță. Altfel, ele pot să se descurajeze dacă nu le cunosc și să pot vesteji. Și am asociat aici două texte din Evrei, capitolul este 12, versetul 5 și 6. Iată ce spune aici. Și ați uitat de tot îndemnul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul disciplinează pe cine îl iubește și biciuiește pe orice fiu pe care îl primește. Deci când ne uităm la aceste două texte, trebuie să știm că metoda Domnului este, iată, uneori destul de dură, în care noi ne-am gândit că El ne vrea rău, dar de fapt El ne vrea binele, pentru că suntem fii ai Săi. Și atunci trebuie să suportăm cu credință aceste tăieri care ne sunt arătate aici. Atât doar am vrut să observăm. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Exact la lucrul acesta mă gândeam și eu și aș fi dorit să-l scoatem în evidență, dar iată, fratele Liviu l-a scos în evidență. Deci iată noi, de ce este important ca să înțelegem metoda lui Dumnezeu, metoda viticultorului? Pentru a primi, iată, ca din partea lui aceste curățări. Dacă nu le cunoaștem, suficient de bine, poate de multe ori ni s-ar părea că se întâmplă ceva nefiresc sau ceva care nu-i la locul lui și atunci am putea cădea în descurajare. Am putea, așa cum zice aici, aceste curățări în loc să producă descurajări trebuie să fie pentru noi, dacă sunt bine înțelese, surse de încurajare și este folosit textul, cuvintele apostolului Pavel, toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci iată, nu numai acele lucruri care acestui eu îi plac,
naturii vechi, umane, îi place. Chiar dacă nu îi place, iată ceea ce este de folos pentru dezvoltarea noii creaturi, iată, noi trebuie să o primim ca de la Domnul, ca din partea Domnului și în felul acesta vom putea primi, iată, curățarea marelui viticultor. Ca, dacă nu, poate de multe ori ne vom opune acestei curățări. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, vă mulțumesc încă o dată. Ceea ce vreau să spun în legătură cu aspectul a textul la care noi ne referim, a fost mai harnic fratele Liviu și mi-a luat-o înainte. Aceleași gânduri le-am avut și eu din Evrei 12 cu 5 și 6. Dar m-am bucurat pentru că iată că unitatea spiritului ne unește. Și parcă am fi vorbit, deși n-am vorbit unul cu altul. Deci ne-am auzit. Dar eu aș vrea să spun doar versetul 11, tot din acea carte, 12 cu 11, tot din Evrei. Este adevărat că orice pediapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Mare lucru, fraților! Și acestea cuvinte sunt cu greutate veșnică de slavă pentru cei credincioși care știu să primească și una și alta, vorba lui Pavel, în așa măsură încât să fie tot atât de echilibrat și fără să murmure pe această cale îngustă. Și aș încheia cu cuvântul din care trebuie să acționăm și noi personal în direcția aceasta, din 2 Corinteni 7 cu 1, când zice: deci, fiindcă avem astfel de făgăduință, acum noi vorbim despre niște lucruri cu totul deosebite, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Deci, iată, o lucrare din partea Domnului pentru noi, pentru ca să ne ține sănătoși în viață și o alta care ne aparține nouă, ca să dorim să ne dezbrăcăm tot mai mult de noi înșine și să fim îmbrăcați cu roada Spiritului și cu Duhul lui Dumnezeu, care să ne facă în stare să simțim că și cu adevărat trăim pentru cele de sus și nu pentru cele de pe pământ. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, frate Morariu. Da, deci iată, vedem fratele Morariu nu s-a supărat că fratele Liviu i-a luat înainte și iată, vedem că cu cât scoți apă din această fântână, cu atât apa este mai bună. Deci iată, am văzut alte și alte aspecte ale acestei curățări. Da, frate Pătru? Să aduc câteva cuvinte din epistola lui Pavel către Filipeni. Vedem că de la început, chiar din capitolul 1, dar nu vreau să citesc, deja e laudă și lucrarea pentru Hristos, dar de la versetul 9 vreau să citesc câteva versete, până la 14. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștința și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodă neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutinde aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Iată la ce și rugăciunea Pavel pentru fiecare să primească tăierile. Și iată, Pavel, chiar când era acolo, zice, toți știu. Pentru ce? Pentru vestirea Evangheliei, pentru Iisus Hristos.
Iată că te costă tăieri. Dar vedem că nu s-a descurajat. Apare versetul mai jos, că unii apoi acționează invers. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Mulțumim. Frate Ioan Berci? Nu intram, dar fratele Morariu m-a pus în temă cu o învățătură și vreau să o împărtășesc cu voi. Învățătura din 12 mai ne-a adus în atenție 2 Corinteni 7 cu 1. Nu mai repet versetul. Câți dintre membrii în perspectivă ai preoțimii împărătești află că ei se murdăresc cu răutate, viclenie, fățărnicie, invidie, vorbire de rău și altele? Este desigur că fiecare are unele dintre aceste slăbiciuni, dacă nu toate în carnea sa, cu care trebuie să se răfuiască, mai ales la începutul chemării sale de preot. Cu câtă grijă ar trebui ca toți să înlăture aceste lucruri, să măturăm aluatul, cum ne spune în Corinteni. Cum ar trebui ca fiecare să-și cerceteze nu numai orice fapt a vieții, orice cuvânt, orice cuget, ci și orice motiv care determină cugetele, cuvintele și faptele sale, pentru ca ei să poată fi din ce în ce mai curățați de întinăciunile pământești și să fie din ce în ce tot mai plăcuți Domnului. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ion. Frate Ștefan Tarța? Aș vrea să ne gândim și la altceva. Toate cele care s-au spus până acum sunt foarte bine venite. Aici noi vorbim despre o curățire și despre roade. Da? Acum, dacă vrem să vorbim despre curățire, prima curățire care a trebuit să o facem noi, va fi aceea că lauda noastră este mărturia pe care o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu sfinție și curăție de inimă, date de Dumnezeu, bazându-ne pe înțelepciune, nu pe o înțelepciune lumească, ci pe o a harului Dumnezeu. Asta este în 2 Corinteni 1 cu 12. Ei, la curățire eu mă mai gândesc și la un aspect. Că noi trebuie să ne curățăm de formele de închinare. Trebuie să ne curățăm de vechile idei care le-am avut până când am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne curățăm de acestea. Noi zicem că ne-am curățit. Însă, atunci când zicem că ne-am curățit, înseamnă că nu mai trebuie să ducem și pe alții să se curățească de felul de închinare, de idolatrie, de schimbarea mentalității, de a avea o credință în Domnul Iisus Hristos, de a vedea că numai prin El putem căpăta iertarea păcatelor. Da? Deci noi trebuie mai întâi să ne curățăm de lucrurile lumii acesteia și de a puterii văzduhului, adică a ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Avem o altă gândire, o altă percepție despre Dumnezeu și planul Său. Aceasta fac parte din metodele de curățire, în afară de celelalte pe care voi aminti ceva mai târziu. Apoi, mai este un model de curățire față de ideile preconcepute care circulă în lumea aceasta referitoare la planul lui Dumnezeu de mântuire, referitor la viața veșnică, referitor la felul cum vom câștiga această viață veșnică. Și acestea fac parte din modelul de curățire. Apoi, ca și roadă, este faptul că noi credem în Iisus Hristos că este Fiul al lui Dumnezeu, că El este răscumpărătorul nostru. Aceasta vine roada după ce ne-am curățit de ideile vechi, preconcepute. Apoi, mai este o altă chestiune că putem să câștigăm viața veșnică promisă de Domnul.
Aceasta vine ca și o roadă a faptului că am înțeles chemarea. Ei, după ce am înțeles și am ajuns la o anumită cunoștință față de Domnul, pentru Domnul și față de planul lui Dumnezeu, primim prin înțelepciunea și prin mila Tatălui Ceresc puterea Spiritului Sfânt, ca să putem înțelege mai mult aceste lucruri, astfel putem să facem roadele Spiritului amintite de frați până acum. Și acestea vor completa roadele noastre personale în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu. Ca apoi să putem primi sau să putem câștiga viața veșnică. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, sigur că ar fi multe, cred că, aspectele curățirii în toate laturile ei. Da. Haideți să mergem numai puțin mai departe, timpul se scurge repede. Iată, am putut vedea, cred că din intervenția fraților, scopul curățirii. Este un subtitlu aici, voi sunteți curați. Aplicând această lecție la ucenicii săi, Domnul nostru a dat de înțeles că lucrarea potrivită de curățare fusese deja făcută în privința lor până la acea dată și că în providența Domnului fusese recurățați de o mlădiță neroditoare, de Iuda. De aceea el le-a spus, voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Sunteți îndreptățiți și acceptați datorită credinței, supunerii și loialității voastre. Ce bucurie trebuie să fi simțit cei 11 când au auzit aceste cuvinte și ce bucurie putem simți noi în mod cuvenit înțelegând adevărul acestor cuvinte aplicate nouă. Lăudat fie Domnul pentru acest mare dar al favorii sale prin Hristos, că noi avem în El nu numai iertarea păcatelor și acoperirea cu haina dreptății sale, ci prin El suntem și acceptați de către Tatăl ca mlădiți ale viței adevărate, curați prin acceptarea mesajului sau a cuvântului trimis nouă. Dar acest lucru nu este totul, acesta este numai începutul. Lucrul necesar să fie amintit este că binecuvântarea și acceptarea noastră finală de către Tatăl va depinde de rămânerea noastră continuă în această binecuvântată relație strânsă de blădițe în viță. Dacă nu aducem roadă, nu putem rămâne în această relație. Dacă aducem roadă, dacă avem acel spirit și dispoziție și dorim harul și puterea și ajutorul Domnului, harul său ne va fi de ajuns pentru fiecare timp de nevoie și vom ieși biruitori și mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit și ne-a cumpărat cu sângele Său prețios. Producerea roadelor pe care le dorește Tatăl nu poate fi îndeplinită. Noi nu putem să-i fim plăcuți decât dacă suntem înrudiți cu Hristos și dacă roada Lui este născută în noi prin relația noastră cu El și prin puterea Spiritului Său și a cuvântului Său care lucrează în noi ca să voim și să facem buna Sa plăcere. Asigurarea este că dacă rămânem în El vom aduce multă roadă și că fără El nu putem face nimic. Nu avem roada pe care Tatăl s-o accepte. Care este natura acestor roade? Cum putem cunoaște roada pe care o caută Tatăl? Răspundem că mulți, sub conducerea greșită și exemplu greșit al viei pământului, înclină să creadă că marele temple pământești, orfelinate, etc. sunt roade pe care Domnul dorește să le vadă bine dezvoltate. Noi răspundem nu. Dacă aceasta ar fi roadele, atunci Iisus și Apostolului n-au produs deloc roade, ei n-au construit biserici sau catedrale sau temple și nici n-au construit, nici n-au făcut, fondat orfelinate sau aziluri sau spitale. Dacă aceasta ar fi roadele pe care le caută Tatăl, atunci Domnul și Apostolul au greșit total. Dar noi susținem că ei n-au greșit, că eroarea a venit mai degrabă din altă parte, că via pământului condusă de spiritul lumii a luat o direcție utilitară și produce roade pe care le aprobă lumea. Aici aș dori să mai zăbovim un pic asupra declarației Domnului Iisus. El le spunea ucenicilor, voi sunteți curați. Și iată, am văzut în linii mari ce a însemnat lucrul acesta pentru ei și haideți să vedem ce înseamnă lucrul acesta pentru noi.
Ce înseamnă această declarație a Domnului Iisus la vremea respectivă? Ce a însemnat pentru ucenici? Voi sunteți curați? Și ce înseamnă pentru noi această declarație a Domnului Iisus? Acum am văzut ce înseamnă a ne curăți, dar haideți să vedem și această declarație a Domnului Iisus pentru ucenici și pentru noi. Că dacă ne-am uitat cu atenție aici în prima parte a textelor, citate acum ultima dată, autorul spune acest lucru, că este o mare binecuvântare să observăm cum face Dumnezeu prin Domnul Iisus această lucrare ca noi să fim curați sau să fim socotiți curați. Da, frate Nicolae Zoica, te rog. Eu cred că Domnul n-a vrut să zică că voi sunteți fără păcat. Da. Doar a vrut să zică că voi sunteți sinceri. Și pentru că le cunoștea inimile, și putem înțelege aceasta prin cuvintele cu care s-a adresat Domnul la Natanael. Iată un Israel fără vicleșug. În sensul acesta, cred eu că Domnul a zis, voi sunteți curați. Mulțumesc. Da, mulțumim. Să remarcăm afirmația Domnului Iisus. Voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Da, frate Ioan Cotan. Da, mulțumesc că ai spus. Probabil, deci apostolii nu erau conceput de spirit, dar ei au acceptat tot ce le spunea Domnul Iisus și puteau ei înțelege. L-au acceptat ca Mesia și l-au acceptat. Au crezut în el, au crezut în cuvintele sale. Și până la urmă au fost curățiți de o mlădiță nerăditoare. Și Iuda l-a acceptat pe Domnul că, ca Mesia. Sigur, Petru era purtătorul de cuvânt, dar toți l-au acceptat ca Mesia. Și-au crezut în el, și-au acceptat cuvintele sale. Deci nu-i curățirea care se face treptat după aceea, după ce devenim fii de probă, ci curățarea din prima parte, când am acceptat pe Domnul Iisus ca vesel de răscumpărare și așa mai departe, până am ajuns de probă. Atât. Da, mulțumim, frate Ioan. Sora Natalia. Mulțumesc, frate Dan. Faptul că aici zice voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Cuvintele au spus apostolilor Domnul. Și zice, sunteți îndreptățiți și acceptați datorită credinței, supunerii și loialității voastre. Sigur că cei 11 s-au bucurat foarte tare după ce Iuda nu a mai fost și după ce au auzit cuvinte de laudă din partea Domnului. Pentru că ei au văzut că nu numai iertarea păcatelor și acoperirea cu haina dreptății sale erau acceptați de către Tatăl ca mlădițe, curați prin acceptarea mesajului și a cuvântului trimis. Deci toți cei care au fost invitați de Domnul și care au acceptat toate aceste lucruri și au făcut o consacrare deplină, un botez în moartea lui Hristos și sunt acceptați de Tatăl, aceștia sunt mlădițe în viță, nu oricare, nu altele. Și dintre mlădițe vedem că a fost mlădiță care o trebuie să fie smulsă. Și dacă ne ducem un pic în Ioan 15, vom vedea că aici zice că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și toate acestea au fost dovezi când Iuda nu mai fost o mlădiță. Și dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc. De aici, fratele Rusel zice, și eu cred acest lucru, că toate acestea sunt, ele sunt uscate și aruncate în foc, pentru că ei nu au rămas în viță. Și deși au fost, nu au mai primit sevă, nu au mai primit hrană, datorită cărui fapt e s-au uscat. Și aceștia, cei care merg sigur în moartea a doua, ce fratele Rusel.
dar dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ce ți o cereți, orice veți vrea și vi se va da. Acesta cred că este un verset de aur, pentru că să li se spună că dacă veți cere, orice veți vrea, vi se va da, este un lucru foarte important. Și cred că aceștia sunt cei care rămân în viță, care sunt alimentați, care nu vor fi tăiați niciodată și vor ajunge cu Domnul. Și aici mai era în întrebarea ta că... Un minut numai că Tatăl... Nu. Eu... Căci noi avem în El nu numai iertarea păcatelor și acoperirea cu haina dreptății sale, ci prin El suntem acceptați de către Tatăl ca mlădiți ale viței adevărate. Curați în acceptarea mesajului său, a cuvântului său și așa ceea ce tu ai citit. Deci este mare deosebire dintre mlădițele care sunt în vița adevărată față de cele care sunt într-o viță falsă, și cei din vița adevărată au anumite instrucțiuni și legi. Și sigur că în final orice veți cere veți primi, dar până acolo sunt atâtea lucruri prin care trebuie să treacă el. Ei trebuie să se alimenteze continuu și să permită orice curățare ca să dea mai multă roadă, și roadele Spiritului sunt dezvoltate la așa un nivel la care să fie acceptați de Tatăl prin Domnul. Mulțumesc! Da, mulțumim! Mulțumim, sora Natalia! Sora Maria Sandu și apoi fratele Nicolae Lugigan și ne oprim. Da, mulțumesc frumos. Sora Natalia mi-a luat ideea, dar mi-a rămas și mie puțin. Spune că prin Domnul suntem și acceptați de către Tatăl ca mlădițe, nu numai curățați. Prin acceptarea mesajului sau cuvântului trimis nouă. Dar acest lucru nu este totul. Acesta este numai începutul, aici mi se pare mie interesant. Lucrul necesar să fie amintit este că binecuvântarea și acceptarea noastră finală de către Tatăl va depinde de rămânerea noastră continuă în această binecuvântată relație strânsă de mlădițe în viță. Deci nu e suficient să fim curățați, să fim acceptați, ci trebuie să rămânem toată viața noastră în cuvântul Lui. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Maria, frate Nicolae. Da, pacea Domnului, desigur, aici avem frumoase gânduri aici și chiar lecții frumoase. Numai în măsura, lângă ceea ce au zis surorile noastre, sigur că aceleași gânduri le avem și noi și aceleași înțelegeri ca surorile noastre dinainte. Dar numai ta vreau să mai completez, că numai în măsură în care primim Spiritul Sfânt într-o inimă bună și onestă, rezultatul va fi o tendință de a duce roade. Iacă totuși este oareși cumva o cerință pentru a duce roade. Ori o inimă care nu-i bună, aia nu aduce. Desigur, dacă citim în pagina 152, cei care nu au muguri de fruct sunt, ai avea numai frunze. Cei care nu au mugure de fruct sunt cunoscuți ca sterpe. Iacă totuși, numai prin Spiritul Sfânt, și dacă noi în măsură în care am putut acapara sau însuși Spiritul lui Dumnezeu, numai în măsura asta noi am putut să aducem roada dorită care sigur se cere pentru noile creaturi în Iisus Hristos. Mulțumesc, frate, cam aceleași gânduri le-am și eu ca și surorile noastre. Da, mulțumim, frate Nicolae, mulțumim Domnului. Ne vom apropia de încheiere. Sigur că acum ce rămâne după toate aceste sfaturi, toate aceste învățături, toate aceste principii pe care le-am învățat, rămâne ca noi să ne lăsăm și să acceptăm curățirea nu ca ceva nefiresc, ci ca ceva benefic pentru noi ca și noi creaturi, și să fim gata să primim acestea cu bucurie, cum spunea Apostolul Pavel.
Voi da citire manei, mâine este 18 aprilie, așa cum obișnuim. Preaiubiților, mana de zi, preaiubiților, nu vă mirați de prigonirea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de suferințele lui Hristos, ca să vă bucurați nespus de mult și la descoperirea slavei lui. 1 Petru 4:12 și 13. Trăind într-o lume neprietenoasă, nu putem aștepta altceva decât insultele pe care le-a suferit învățătorul nostru, căci robul nu este mai presus decât domnul său. Lumea, trupul și Satan se pun curmeziși în drumul nostru. Lupte înăuntru și temeri în afară și multe săgeți și lănci arzătoare sunt îndreptate împotriva celui drept. Dar care este atitudinea care să dea siguranță sufletului în aceste suferințe și încercări grele? Înainte de a începe ceva ce adesea aduce urmări grave, nu trebuie oare să stăm liniștiți înaintea Domnului, așteptăm și veghind pentru a vedea conducerea și voința Lui în tot ceea ce avem de făcut? Așa spune psalmistul: am stat mut în tăcere, am tăcut chiar când era vorba de bine, chiar în privința faptelor și cuvintelor care mi se păreau bune. Mana de seară, 17 aprilie. Uitați-vă bine la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Evrei 12:3. Relatarea rușinii dragului nostru răscumpărător, îndurată pentru noi și cu atâta răbdare, este foarte mișcătoare și poate că relatarea și citirea ei au adus mai multe inimi la pocăință decât orice altceva. Ea nu își pierde puterea nici asupra celor care deja l-au acceptat pe Domnul nostru și răscumpărarea efectuată de sângele lui. Ea ne înmoaie inima ori de câte ori ne gândim la cel care a îndurat o împotrivire așa de mare din partea păcătoșilor, că ne amintim că el n-a meritat-o și că aceasta a făcut parte din sacrificiul lui pentru noi. Apostolul ne indică una dintre cele mai convingătoare lecții cu acest subiect, îndemnând ca toți urmașii Domnului să se gândească la umilința, răbdarea și suferințele lui Hristos, îndurare pe nedrept, ca nu cumva să cădem de oboseală în sufletele noastre, când îndurăm necazuri relativ ușoare, în timp ce căutăm să mergem în urmele Lui. Mulțumim Domnului și pentru această seară, vom încheia adunarea noastră cu cântarea 331, iar după cântare o soră și un frate aș dori să ne conducă în rugăciune, dacă sora Maria Pop și fratele Toderică Țânțaș ne pot conduce în rugăciune. Așa-n viața de-a